La Biblioteca Bucovinei Ghezbiera Suceava va avea loc miercuri inaugurarea Raftului American. Evenimentul este organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și Biblioteca Bucovinei Suceava, cărțile fiind donate de Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. American Shelf reprezintă o donație de carte, literatură americană clasică și contemporară, literatură pentru copii și tineret, lucrări de metodică a predării limbii engleze, materiale pentru perfecționarea limbii engleze, continuarea studiilor în SUA, precum și cărți despre politica externă, istoria și geografia Statelor Unite. Colecția oferă acces la resurse despre Statele Unite ale Americii, cultura și valorile americane. Biblioteca noastră beneficiază astfel de o donație, importantă donație din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. American Shelf-uri existând, cred că noi suntem a noua bibliotecă care beneficiem de acest program. Este vorba de undeva cam aproximativ 300 de cărți în valoare de circa 3.000 și ceva de dolari. Donații de carte, asta înseamnă literatura americană, clasică, contemporană, literatură pentru copii și tineri, lucrări de metodică și a predării limbii engleze, diverse materiale de învățare a limbii engleze, materiale pentru perfecționare limbii engleze, sau pentru continuarea studiilor în Statele Unite, cărți privind politica externă, istoria și geografia Statelor Unite. În același timp, cu ceea ce înseamnă cărți și diverse postere despre promovarea cititului în Statele Unite. Evenimentul va avea loc miercuri de dimineață, începând cu ora 9:30 la sediul bibliotecii noastre, în prezența excelenței sale, domnul ambasador Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite în România, constând într-o vizită în bibliotecă și, bineînțeles, inaugurarea colecției ce tocmai ne-a fost donată. Donația oferită de Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, va intra în patrimoniul bibliotecii spre a sta la dispoziție a profesorilor, elevilor și a publicului interesat.